Bine v-am găsit, dragii mei youtuberi, astăzi fiind duminică, v-am spus de ieri și alaltă ieri că am terminat cu porcul și mâncarea grasă, vreau ceva mai dietetic. Astăzi vreau să facem niște plăcinte în tigaie cu legume. Aș vrea chiar de la început să vă rog pe cei care nu v-ați abonat la canal să o faceți, pentru a deveni membri și a afla cât mai mult din rețetele mele culinare. Iar celor care v-ați abonat, vă mulțumesc din suflet. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de 600 de grame de făină, 40 de grame de unt, sare, piper după gust, 2 căței de usturoi, o drojdie pătrunjel mărar, două cepe, doi morcovi, jumătate de varză și patru ouă. Voi începe prin a dizolva drojdia în apă. Adăugăm foarte puțină sare pentru că mai punem și în compoziție. Mestecăm foarte bine. Și pentru a avea o compoziție foarte bună, apa a fost călduță. Făina cernută, vom adăuga foarte puțină făină și vom lăsa așa, ca un fel de maia, până când terminăm legumele de făcut, după care continuăm cu compoziția de aluat. Acum vom adăuga cele 40 de grame de unt într-o tigaie. Lăsăm să se topească un pic, după care venim cu ceapa. Nu trebuie prăjite, doar călite. Dacă nu aveți unt, puteți pune foarte bine și ulei, oricare, de măsline sau, dar fiind mai dietetic, e bine să puneți puțin unt, îi dă și o savoare mai bună. Continuăm cu morcovul. Deci, după cum vedeți, foarte repede le adaug, nu vreau să se prăjească. Prăjeala nu face bine. Ele oricum își va lăsa și puțină apă, sunt legume. Am adăugat și varza. Sarea, piperul, fiecare puneți după gust. Eu am pus piper alb, pentru că este mai iute puțin și după cum știm, condimentul iute ajută tare mult la slăbit. Atunci când mâncați mai piperat, mai sărat, mai iute, lăsăm pe foc circa 10 minute până se călesc foarte bine. La un foc moderat, pentru că ele oricum se vor mai găti și cu în timp ce le facem, le prăjim. Legumele noastre s-au călit, după cum vedeți, nu sunt arse. Adăugăm usturoiul, 2 căței de usturoi pe care i-am pisat înainte.
pentru aromă și usturoiul, după cum știți, este un aliment foarte sănătos. Iar la urmă de tot punem mărar și pătrunjel pentru a-i da o savoare foarte, foarte bună. După care oprim focul. Consider că este făcut. După care oprim focul și ne apucăm de aluat. Deci ne apucăm de aluat. Am terminat de călit legumele. Aici maiaua este făcută. Adăugăm puțină sare nouă. Foarte puțină. Le batem foarte puțin. Suficient. Acum voi adăuga peste apă, sare, drojdie și făină. Deci am adăugat și ouăle peste maia. Ca să înțelegeți de ce trebuie să faceți apa cu drojdia și foarte puțină făină, ca să nu mai lăsați să crească. După ce ați făcut maiaua, între timp ea a crescut atât cât va crește drojdia. Adăugăm făină. Mai adăugăm. După care batem. Va fi un aluat cam la nivelul clătitelor, doar că puțin mai tare, puțin mai gros. Însă nu va fi un aluat ca cel al pâinii sau... Imediat vă arăt cum trebuie să faceți. Fac la manual, pentru că dacă bag blenderul va face un zgomot foarte mare și nu vrea. Aerăm foarte bine aluatul cu telul. Mai adăugăm făină. Făina trebuie adăugată treptat ca să nu facă cocoloașe aluatul. Și vom avea un deliciu pentru astăzi la... Merge ca mic dejun, merge ca orice, la copii, la școală, la pachetel. În special veganii știe despre ce vorbesc. Asta este o rețetă din bătrâni. Foarte, foarte gustoasă. Și fără prea multe ingrediente, fără prea multă muncă. Așadar am adăugat toată făina. Voi bate foarte bine pentru a nu face cocoloașe. Și ea o aera cât mai bine. Ea va crește și în tigaie. Deci este gata. Acum voi adăuga legumele. Voi amesteca din nou. Când văd că legumele s-a încorporat foarte bine în aluat, consider că este gata. Deci vom unge tigaia, nu foarte mult ulei,
exact ca la clătite. Trebuie să fie tigaia foarte bine încinsă, după care adăugăm compoziție. Lăsăm să se prăjească și pe o parte și pe alta. Vreau să vă spun că focul nu trebuie să fie foarte mare, trebuie să fie moderat, pentru ca ea să se facă în totalitate perfect. Deci, a durat circa un minut până când s-a făcut pe o parte, acum am întors-o pe partea cealaltă, după care continui așa până le termin pe toate. Vreau să vă arăt la final, nu vă pot descrie cât sunt de gustoase, sănătoase. În general, aceste plăcinte în tigaie cu legume sunt, se făceau înainte de post, mâncare de post. Astăzi se folosesc și ca mâncare vegană. Pentru cei care nu mănâncă carne, nu mănâncă brânză, este un aliment foarte sănătos pentru dietă. Cele care vor să slăbească, persoanele care vor să slăbească sau să se detoxifieze, să scoată toxinele din corp, este un aliment foarte bun și foarte sățios. E nevoie să mănânci unul ca să fii sătul. Și așa voi continua până când le termin. Este ceva delicios. Nu trebuie să puneți foarte mult ulei, pentru că atunci va fierbe. Foarte ușor întindeți cât tigaia. Și puteți servi cu aceste plăcinte în tigaie, le puteți servi cu smântână, cu ketchup, cu maioneză, dar dacă puneți smântână și maioneză, nu vă va ajuta la dietă. Cam așa arată. Nu vă pot spune cât sunt de gustoase. Legumele sunt în interior, un deliciu culinar care merită să-l încercați ca să promovăm cât mai departe bucătăria de odinioară. Femeile noastre românce, pe vremea de mult, acum poate sute de ani, făceau artă culinară din orice. Deci, foarte simplu, morcov, varză, ceapă, ustroi, mărar pătrunjel și v-am arătat cum se face întâi maiaua, după care facem aluatul ca pentru clătite, doar că este puțin mai gros ca și consistență și adăugăm legumele înăuntru. Le puteți servi foarte bine cu, uitați cât sunt de fine, de delicioase. Le puteți mânca cu maioneză, smântână, ketchup, ce vă vine la îndemână, însă nu vă recomand. Dacă vreți să faceți o dietă, puteți face și veți vedea cum vă ajută. Mai ales fiind iarna, avem nevoie cât mai mult de vitamine. Vitaminele se găsesc în legume. Cam atât am avut de spus pentru videoclipul de astăzi. Vă doresc o duminică binecuvântată și ne auzim la un nou videoclip.